În preajma sărbătorilor de iarnă, mai multe țări europene au decis să năsprească regulile de acces pe teritoriul lor. Autoritățile iau măsuri suplimentare pentru a stopa răspândirea tulpinii Omicron. O parte a măsurilor sunt aspru criticate de Consiliul European. Marcela Ferraru, editor al FNews, are toate informațiile. Marcela, care sunt regulile cele mai stricte și în ce state se aplică? Statele care aplică regulile cele mai stricte sunt în acest moment Italia, Grecia și dacă nu mă înșel, Portugalia. A fost o discuție în acest sens la Consiliul European joi. Liderii de state nu au fost neapărat de acord, dar până la urmă fiecare țară își gestionează situația. Aici se va impune un test negativ pentru a intra pe teritoriul acestor țări, indiferent dacă ești vaccinat sau nu. De asemenea, am să vorbesc puțin despre Marea Britanie, deși ea nu mai face parte din Uniunea Europeană, este totuși o țară europeană și mulți compatrioți ai noștri se află acolo. În Marea Britanie, începând de mâine, nu poți să intri decât dacă ai motive extrem, extrem de serioase. Deci nu poți să te duci în vacanță, în concediu. Motivele trebuie să fie cu adevărat foarte serioase, pentru că există varianta Omicron care se răspândește extrem de repede și astăzi au fost anunțate peste 90.000 de infectări. Deci un vârf care depășește ceea ce s-a întâmplat în primul val. Deci în acest moment s-au bătut toate recordurile. Marcela, dar ce se întâmplă în celelalte țări europene? Există diferențe de la un stat la altul. În Belgia, de exemplu, dacă vii dintr-o țară care este clasată în roșu, trebuie de asemenea să ai un test negativ chiar dacă ești vaccinat. Dacă vii dintr-un alt stat al Uniunii Europene, poți să intri doar cu pașaportul vaccinal. Alte state, cum ar fi Germania sau Spania, îți impun să completezi un formular de trasabilitate, deci ca să poată să știe autoritățile unde te afli din momentul în care ai intrat în țară. Poți să intri însă cu pașaportul verde sau cu un test negativ pe care trebuie să-l faci înainte să intri în țară și de asemenea la 48 de ore după ce ai intrat în Germania, de exemplu. Vreau să adaug un lucru foarte important. A fost un Consiliu de Securitate Sanitară astăzi la Paris și s-a decis ca începând din ianuarie, prin intermediul unei legi, totuși care va ajunge în Parlament, pașaportul sanitar să devină pașaport vaccinal, ceea ce înseamnă că el va putea fi activat numai dacă ești vaccinat, nu și atunci când ai un test negativ. Este practic obligativitatea vaccinării.